Salut! Clipul de astăzi va fi puțin mai scurt, pentru că vreau doar să vă prezint un mod puțin mai diferit de a-ți răni husky-ul. Și nu doar husky-ul, câinele tău în general. Acest clip se asemănă foarte mult cu clipul în care vă prezint cum o hrănesc eu pe Maya. Vi-l las mai jos în descriere dacă nu l-ați văzut încă. Haideți să trecem direct la subiect, am să mă duc în casă și am să-i pregătesc bolul lui Maya, după care îi vom da lui Maya să mănânce. Avem aici tacâmurile de pui, adică spatele de pui pe care l-ați mai văzut în clipul din descriere. De data asta îi voi pune 2 ouă și, ceva mai diferit în clipul de astăzi, îi voi da inimi de pui. Caserola aceasta o găsiți în Lidl, costă undeva la 6 lei caserola. Același lucru și pentru spatele de pui, tot în Lidl găsiți și este undeva la 3 lei caserola. Deci este foarte ieftin și foarte hrănitor pentru câinele vostru. Acum voi pune tot acestea în caserola lui Maya. Hai să-i punem și ouăle. Ceva de genul ăsta arată până acum, doar că încă nu este gata. Îi mai punem un stix pentru dinți și turnăm peste tot niște ulei de somon, care este foarte, foarte bun pentru câini. Și opțional puteți adăuga paste, orez și așa mai departe. Eu, sincer, nu am să adaug pentru că Maya nu mănâncă foarte mult și nu vreau să lase nimic în bol. Bun, pă, hai să mergem să-l dăm lui Maya. Vrei? Hai! Haide! Și am să-l pun... Ai, nu, nu încă. Șezi. Hai. Bun. Și ți-l pun aici. Hai. Așteaptă. Bravo. Hai să vedem cât poți să aștepte. Nu? Așteaptă. Bravo, hai, ia-l! Și acum o să fac ceva ce îmi place foarte mult și anume, bine, nu știu de ce îmi place asta, dar îmi place mult să mă uit la ea cum mănâncă. Parcă mă satur eu când mă uit la ea, sincer.
Niciodată n-am înțeles de ce și-a mâncarea din casserole și se pune pe pământ și se umple de praf și o mănâncă după așa, nu pot să înțeleg, sincer. Deja e aproape sătulă. Cum am spus, nu mănâncă foarte mult Maia. În comparație cu alți câini, care poate ar fi mai mici ca ea, când vine vorba de mărime. Deci aceeași poveste. De ce îl pui pe jos, mă, fată, mă? Uite, să-l umpli de praf și să-l mânci așa. Incredibil. Dar bine, faci cu toate acum, cu fiecare. Deja e cam sătulă. Ce rămâne în castron va păstra pe mai târziu. La fel și cu stixul pentru dinți. Și cam asta i-a fost. Și cam așa mănâncă husky-ul meu. Cam dezordonat pentru o fată, nu? Ce aici va rămâne pe mai târziu. Sincer, nu îi le voi lua de pe jos, acolo îi le voi lăsa. Dacă acolo și le pune, nu e problema mea. Acum are burta plină și, sincer, nu mai are chef de nimic. Deși mai târziu, când își digeră mâncarea, vrem să plecăm să mai filmăm un clip. Da, ești ocupată, Maia, ce să fac? Dacă îi mai fac mult timp așa, începe să adoarmă. Și va rămâne aici, în fața scărilor. Bun, păi nu mai stresez mult, o las să se tolănească, să adoarmă, pentru că peste vreo 4-5 ore vrem să mergem la o plimbare și să mai facem un clip, adică să mai filmăm unul. Acesta a fost un scurt videoclip în care v-am arătat o idee puțin mai diferită, dar după cum am spus, se aseamănă cu ideea clipului în care vă arăt cum o hrănesc pe Maia, doar că am schimbat câte ceva. Dacă vrei, poți să o încerci tu, este foarte indicată și foarte sănătoasă pentru câinele tău. Am să închei clipul aici, să o las în pace pe Maia, uite-ți cum face. Mulțumesc tare mult că te-ai uitat și ne vedem cât de repede posibil la următorul clip.